Suntem în partea a doua emisiunii cu cărțile pe față, împreună cu domnul conferențial universitar, dr. Ștefan Gânții. Domnul profesor, în schimb, ceea ce citesc este faptul că economia ucraineană se redresează într-un ritm mai rapid decât se previziona până acum. Acolo, la vecini, ce se întâmplă? Păi, la vecini se întâmplă un lucru pe care nu-l pricepe nimeni. În sensul că se pompează la nesfârșite resurse financiare și se pompează resurse materiale și ei se tot plâng, de altfel, vedeți, și în momentul de față se dorește, ei doresc ca să fie cât mai repede integrat în NATO, pentru ca războiul acela să fie între NATO și Rusia, nu între Ucraina și Rusia. Și vedeți că și în momentul de față se tot pedalează pe ideea aceasta, aveți, n-aveți bani, sunteți obligați să ajutați Ucraina pentru ca odată și pentru totdeauna Rusia să fie pusă la punct. Iar eu estimez în felul următor că o țară care posedă arme nucleare nu poate fi pusă la punct. Deci nu se poate. Este ca și șobolanul prins într-un colț în clipa în care simte că este încercuit, sare la și se autodistruge. Deci acest război trebuie să se termine cât de repede. Nu se poate. Nu știu, această gândire că trebuie să câștige cineva. Nu va câștiga nimeni din acest război. Așa că, de altfel, situația de acolo nu pricepe să zice. Va lua refacerea, nu? Refacerea? Că nimeni nu poate ști. Refacerea se va face repede. De ce? Fiindcă vor fi multe ajutoare în continuare? Dar, bineînțeles, abia așteaptă refacerea firmele acestea mari. Totdeauna după război, aceste firme mari deja sunt specializate în reconstrucție. Așa că ei se bucură de acest. Totdeauna după războaie sunt mulți care se îmbogățesc. Cei care suferă și nenorocirea aceasta populație, care mor și, nu? Uitați, situația pe care o simt românii aici, dincolo de Tisa. Acum mai nou se vorbește ca să fie prinse în armată și femeile. Deci situația este cât se poate de neplăcută, da? Pentru că a spus că vrem să vedem cum stăm din punct de vedere al averilor, da, să spunem, și am să mă leg pe linia aceasta de faptul că Administrația Națională de Administrare Fiscală, ANAF, a anunțat că va controla, începând din această lună, averile a sute de mii de persoane fizice care, potrivit analizelor de risc ale fiscului, au acumulat un total de 20 de miliarde de euro nedeclarate și neimpozitate. Avem mulți bogați în România? Avem mulți săraci? Avem puțini bogați și mulți săraci. M-am interesat astăzi cum stăm, fiindcă unde se vede sărăcia și bogăția? Se vede în depozitele bancare. În momentul de față... Doar acolo? Păi acolo ar trebui să se vadă. Ar trebui? Ar trebui, dar o să vorbesc puțin mai... Este o situație mai aparte. Oamenii nu prea își pun banii în bănci. Păi de aceea... Și da, le pun saltele. E convenabil, pentru, mai ales pentru firme, dar și pentru persoane, fiindcă atunci pot să circule bani necontabilizați. Și asta este marea mișcare a economiei subterane. Deci, 59.500 de români sunt de 100 de ori au venituri mai mari decât depozitele altor 14,1 milioane de cetățeni. Deci, acum ne dăm seama de această discrepanță dintre săraci și bogați. 59.500 de români comparativ cu 14.100.000 de cetățeni români au acumulări. Numerarul deținut de populație a crescut mai rapid decât economisirea populației la bănci. Asta arată că oamenii, chit că au mai mulți bani, la un moment dat nu îi depun la bănci, ci ceea ce am spus mai înainte, îl rețin acasă.
avuția națională per capita, deci avuția națională pe locuitor, în perioada 2003-2019 a crescut de 2,9 ori, iar media în Uniunea Europeană este de 3,1 ori. Deci noi nu am crescut în același ritm cu media creșterilor în Uniunea Europeană. România se plasează în privința acestui indicator, respectiv avuția națională per capita, pe locul 24 din 26 de țări, am spus. Suntem înaintea Bulgariei și Greciei. Primele țări din Uniunea Europeană referitor la avuția pe locuitor sunt Luxemburg, Danemarca, Australia, Austria, Olanda și Germania. Așa că și din acest punct de vedere stăm rău. În ceea ce privește activele nefinanciare pe locuitor, deci asta înseamnă activele nefinanciare înseamnă nu banii, ci avuțiile, nu știu, construcții, terenuri și așa mai departe. Media Uniunii Europeane este de 100.900 de euro pe locuitor, respectiv 2,7 ori mai mare decât în România. Deci noi suntem săraci în momentul de față, chit că vedem cresc, nu știu, case. Interesant că s-au mai făcut și diverse studii recente. Am înțeles că România are cei mai mulți superbogați din regiunea aceasta, depășește chiar și Polonia, o țară cu o populație dublă. Potrivit unui studiu recent, avem peste 1.800 de români cu avere mai mare de 30 de milioane de dolari. Da, ar fi undeva la 91.500 de milionari în dolari ai României. În jur de 1.800 sunt foarte bogați și spuneam, piața locală depășește chiar și Polonia, țara care are populația de două ori mai mare, dar și Ungaria sau Cehia, care au 235, respectiv 600 de oameni cu averi care sar de 30 de milioane de dolari. Sigur, România este depășită de francezi cu 30.000 de superbogați, germani cu 28.000 și italieni cu 17.000. Cum credeți că s-a făcut acest studiu și dacă ar fi corect? Păi nu e corect, cel puțin ceea ce știu eu pe situația României, fiindcă acestea sunt valorile declarate, nu? Dar de unde nu știm noi că aceste valori a unei entități nu a fost distribuită pentru pe mai multe persoane sau pe mai multe societăți. Deci nu mi se pare, iar în ceea ce privește, întrucât nu se dezvoltă economia, acestea sunt valorile, vorbesc și din Italia, și din Germania, și din Franța, vin din trecut. Deci nu este o îmbogățire, ci din păcate este o readucere în actualitate a ceea ce s-a întâmplat cândva în țările respective. Deci nu mi se pare că aceasta este situația corectă, vorbesc în momentul de față de România, fiindcă cred că averile n-au fost declarate în mod corect. Da? Astea sunt cifrele, astea le discutăm și... Este studiul Global Wealth Sizing Model at Knight Frank. L-am citit chiar și în cursul zilei de astăzi, l-am citit înainte de a veni la emisiune. Da. Bun, ce urmează pentru, pentru lunile, da, iulie, august, încă concedii, septembrie, octombrie, începe deja frigul încet. Păi văd în momentul de față că Bruxelles și-a vărât codița și aici, în sensul că, vedeți, marea majoritate a țărilor europene au plafonat prețurile și au spus că susțin din rezervele economiilor naționale, susțin populația pentru sumele care depășesc un anumit plafon. Și Bruxelles a spus în felul următor, nu, situația s-a reglementat, nu faceți acest lucru, lăsați să funcționeze piața, cât cer furnizorii de energie, atâta să plătească populația, nu mai veniți voi să sprijiniți. Acestea, de altfel, sunt gândirile liberale.
fiindcă merită să discutăm. Noi avem în momentul de față un guvern practic de Uniune Națională. În paranteză am pus Uniunea Națională, fiindcă cele două partide guvernează. Că se schimbă unul cu altul, vorbesc la conducere, n-au niciun fel de relevanță. Vedeți că nici aici nu ne-am putut înțelege, fiindcă e vorba de impozit. Impozitul global sau impozitul progresiv. Sunt două curente diferite. Sigur, se vor înțelege până la urmă, fiindcă impozitul progresiv nu se va putea introduce foarte repede. Noi am avut impozit progresiv a câțiva zeci de ani, am avut pus la punct și sistemul informatic pentru impozitul progresiv și până la urmă am spus nu, mergem pe impozitul global și vedem noi ce se întâmplă. Deci, acest guvern în momentul de față este un guvern cum ai pune, vorbesc din punct de vedere al principiilor economice, cum ai pune focul împreună cu apa și să vedem ce este. Este ceva căldicel așa. Nu se vor mai certa așa de mult ca să dovedească că totuși lucrează. Vorba lui Dinescu. Vă referiți la cei care conduc țărișoara noastră? Da, nu se vor mai certa? Da, sigur, sigur. Vor încerca să spună că este stabilitate, nu? Stabilitate și acum avem divergențe, dar practic sunt așa de ochii lumii, praf în ochii românilor, ca să se vadă. Sau Karamitrozis, care au zis, fă-te că muncești, da? Și noi continuăm de 32 de ani, tot ne facem că muncim. Asta este... Pe plan politic? În afară de această liniște de care spuneți că se va așeza? Pe plan politic este ridicarea la jur de 20% aurului, scăderea liberalilor, menținerea și chiar puțin progres al socialdemocraților. Deci, cam acestea sunt cele trei. În schimb, un partid care va face foarte mult scandal, în momentul de față încă nu are așa vocea prea mare și puterile prea mari, este USR-ul. O să vedeți că e un partid dintre ăsta care iubește LGBT-ul, iubește tot ce nu este normal și tocmai din această cauză, mai ales tineretului, îi place USR-ul, fiindcă vorbește și acționează pe gustul... Cu toate că am scăzut în sondajele care s-au făcut publice. Eu spuneam în momentul de față că nu va muri și va avea un trend crescător în perioadele următoare. La anul vor fi din nou cele două partide mari, care mari, relativ mari, vorbesc de liberali, și se va adăuga aurul, care... Ce credeți că vor aduce toate aceste programe de finanțare pe care le avem deschise? PNRR-ul în mod special, toate axele acestea. PNRR-ul, aș vrea să... Eu cel puțin așa am înțeles, nu este de a ajuta România, ci de a pune la punct anumite lucruri din România. Uitați, azi am discutat mai înainte despre pensiile speciale, nu? Da. Toate aceste instituții financiare, europene și mondiale, spun în felul următor, nu este normal să aveți pensii speciale atâta cât timp cât nu există sumele necesare pentru treaba aceasta. Și atunci au venit și au spus în felul următor, noi vă dăm niște bani, dar condiționat. Deci, astea, practic, PNRR-ul este de a pune la punct niște greșeli, niște manifestări dintre astea care pe parcursul anilor a condus la această situație financiară. Deci, adică fiecare lăuț vine cu o condiție? Da,
da, da. Dacă faci asta, primești bani, da? Da, bineînțeles, bineînțeles. Da, totuși e o șansă pentru a se dezvolta foarte multe comunități din România? Sigur că da. Sigur că da. Pentru că vedem la primării, vin și anunță proiect după proiect semnat. Da. Sigur, să sperăm că vor avea și banii, contribuția aceea pe care trebuie să o aloce. Dar cu siguranță vor rezista. Se face, dar spuneam în felul următor. Ideea de bază a PNRR-ului nu este ca să ne dezvoltăm, ci să corectăm acele greșeli pe care le-am făcut pe parcursul deceniilor. Deci cam asta este PNRR-ul. De altfel, noi, din toate fondurile acestei europene, încă din exercițiul financiar 2021-2027 n-am tras nimica. Noi abia acum mâncăm ultimele fonduri care trebuiau să fie mâncate până în anul 2021. Deci, aș vrea să comentați o declarație a lui Corina Crețu, eurodeputat. Ea spune că oficialii Comisiei Europene se uită astăzi cu mai multă îngăduință la România decât în anii trecuți și ea a subliniat faptul că funcționarii care analizează PNRR nu vor ceda în ceea ce privește reforma privind pensiile de serviciu ale anumitor categorii profesionale. Pentru că, mai adaugă ea, au nevoie de România, celelalte țări, da? În rapoarte stăm bine, dar în cheltuirea banilor va fi problema noastră. Da. Ce am vorbit mai înainte? Adică vor putea fi negociate, așa cum spunea, mai multe aspecte din PNRR? Probabil. Inclusiv problema aceasta pensiilor speciale? Probabil, probabil. De altfel s-a și negociat și s-a câștigat. Nu au fost prorogate prevederile în ceea ce privește anularea pensiilor speciale. Nu va fi niciun fel de anulare. Cel puțin 5 ani de zile va fi cum este în momentul de față. Acum este și aici un joc de cuvinte, de pensii speciale sau pensiile de serviciu. De serviciu, nu? Judecătorii spun în felul următor că ei n-au pensii speciale, ei au pensii de serviciu. Deci ne vom juca. E nevoie de România, fiindcă deja au apărut niște state care nu prea înclină capul în fața Bruxellesului. Mă refer mai ales în domeniul migrației. Vorbesc în momentul de față Italia, Austria, Ungaria, Polonia. Vedeți circul care este în momentul de față prin care se solicită sutele de mii de migranți care se estimează vor crește până la 1 milion să fie împărțiți pe țările Uniunii Europene. Deci, nu știu, intră în Italia și tu te duci în Polonia sau te duci în România. Noi, prin politica externă pe care am adoptat-o, noi nu comentăm la nimica. Ce zice Bruxelles, așa este bun. De altfel și punctul și luările de poziție sunt cam de maniera prin care să vedem ce zic alții și până noi ne raliem la majoritate. Deci nu avem un punct de vedere ferm. De exemplu, în momentul de față, ce să caute? Încă noi nu ne dăm seama ce înseamnă migrație, nu ne dăm seama efectele migrației. Dar uitați-vă ce s-a întâmplat în Franța, nu? Cine a făcut circurile respective acolo? Au spart Franța timp de o săptămână. Păi au fost tocmai tinerii care au venit, a căror părinți au venit în Franța și care n-au reușit să se adapteze culturii franceze. Noi avem cultura aceasta europeană, bazată pe credință. Ei au cultura lor, bazată pe credința lor, nu pe credința noastră. Așa că încă noi nu ne dăm seama, noi nu ne-am confruntat, vorbesc de România, cu efectele migrației. Noi suntem deocamdată țară de tranzit, dar în clipa în care vom fi obligați să primim aici în România sute de mii de oameni, atunci o să văd eu cum se va întâmpla. Fiindcă dacă refuz în momentul de față să primești, pentru fiecare persoană trebuie de plătit Uniunii Europene o sumă imensă de bani, în euro.
Atâta mai lipsește economiei românești ca să fim obligați din sărăcia pe care o avem să mai și dăm Bruxelului, fiindcă nu suntem pe de de altă acord. Parte, iată, avem deja o comunitate mare de ucraineni și în Maramureș, vedem că s-au integrat destul de bine, alții au plecat, dar faptul că ei cheltuie aici în județul nostru niște bani crește. Cheltuie din ce dăm noi. Din ce dăm noi, da, dar și din ce mai au ei. Păi nu. Își aduc o contribuție economia noastră? Nu vor. Eu nu cred în momentul de față să fie un ucrainean care să dorească să rămână în România. Le convine, fiindcă în momentul de față sunt susținuți, dar va încerca bălaia și la noi și vom ajunge la situație când, într-adevăr, vor fi obligați ca să-și câștige existența. Aș vrea să văd. Situația lor este destul de grea, fiindcă... Da, și noroc că mai sunt acele programe da, în care se încadrează. În care se încadrează, dar pe urmă, uitați, s-au distrus o seamă de localități după ce a fost aruncat în aer sau nu știu ce s-a întâmplat cu digul ăla de acolo din Ucraina. O seamă, sute de localități au fost afectate. Nici n-au, probabil că la un moment dat, nici n-au unde să meargă înapoi. Dar dacă ar dori și speră asta. Da. Domnule profesor, mulțumesc pentru participare. Vedem ce se întâmplă și după perioada aceasta de vacanță și vom mai discuta la această emisiune. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dorim o seară bună. La revedere!